Umilință istorică pentru Antena 1 Ce a reușit să facă șef Florin Dumitrescu imediat după ce a anunțat că a semnat cu ProTV? Este de neimaginat. Antena 1 a rămas fără emisiunea care i-a cea mai mare audiență. Sau mai bine zis fără personajele principale din cooking show șef la cuțite. Noul sezon a debutat cu cifre mult mai modeste decât precedentul, când jurați erau șef Sorin Bontea, șef Florin Dumitrescu și șef Cătălin Scărlătescu. Deși antena 1 i-a îngropat în procese, cei trei bucătari nu s-au lăsat deloc intimidați de faptul că ar putea fi obligați de instanță să plătească daune de milioane de euro fostului angajator și au ales să semneze cu ProTV, unde vor face echipă pentru Masterchef. Anunțul revenirii șef Sorin Bontea, șef Florin Dumitrescu și șef Cătălin Scărlătescu la emisiunea unde s-au lansat de fapt a devenit imediat virală iar fanii au luat cu asalt paginile de pe rețelele de socializare ale celor trei. Umilință istorică pentru Antena 1 Șef Florin Dumitrescu a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au transmis gânduri bune și a precizat că absolut toate au fost pozitive. Ca niciodată, cei trei bucătari au fost lăudați de un număr enorm de internauți, care au transmis că abia așteaptă să-i revadă la televizor. Antena 1 a încasat astfel o umilință istorică telespectatorii au ales să-i susțină pe cei trei șefi, fără să intereseze că acum vor fi protagoniștii la un post rival. Foștii șefi de la șefi la cuțite au fost primiți cu mult fast la ProTV și pare că au fost și foarte mulțumiți de contractele semnate. Rămâne de văzut dacă și Gina Pistol se va alătura proiectului. Cu toate că după ce și-au dat demisia, toți au ținut să precizeze că nu a fost niciodată despre bani. Este evident că mărul discordiei a fost fix acesta onorariu prea mic comparativ cu sumele încasate de Antena 1.